ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Ceremonii de investire a primarilor și consiliilor locale. La mulți ani vânătorilor de munte. Polițiști și jandarmi în acțiune. Structurile de ordine publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, împreună cu polițiști rutieri pentru siguranță școlară și ai Serviciului pentru Imigrări al Județului Bacău, sub coordonarea Serviciului Ordine Publică, au acționat pentru prevenirea și combaterea faptelor de natură antisocială, a migrației ilegale, prevenirea absenteismului școlar și a accidentelor rutiere. La activități au participat polițiști locali și jandarmi din cadrul celor două unități de la nivelul Județului Bacău. Forțele de ordine au legitimat peste 200 de persoane, au instituit 11 filtre în zone cu risc criminogen și au controlat 107 autovehicule. 67 de conducători auto au fost testați cu aparatele din dotare. De asemenea, au fost verificate unități hoteliere din punct de vedere al cazării cetățenilor străini, fiind identificați 11 străini aflați în ședere legală. Și unitățile de învățământ au fost în atenția polițiștilor și jandarmilor, fiind desfășurate activități preventive, beneficiari fiind peste 1450 de cadre didactice și elevi. Bilanțul activităților îl constituie două infracțiuni constatate în flagrant delict și 71 de contravenții aplicate, din care 12 în baza legii numărul 61 din 1991, 51 la regimul rutier, iar restul la alte acte normative, în valoare de peste 25.000 de lei. În comuna Poduri, un bărbat a fost depistat în timp ce conducea un ATV, deși era sub influența băuturilor alcoolice, având o alcoolemie de 0,53 de miligrame pe litru alcool pur în aerul expirat și fără a deține permis de conducere. Polițiștii au întocmit dosar penal. La data de 5 noiembrie anul curent, o patrulă de poliție din cadrul secției 2 Poliție Bacău a depistat în trafic pe strada Oituz din localitate un autoturism condus de un bărbat de 34 de ani care avea dreptul de a conduce suspendat. Conducătorul auto este cercetat și pentru alte fapte de natură penală, inclusiv la regimul rutier. Bărbatul a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore și prezentat instanței, care a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Cercetările continuă cu privire la săvârșirea infracțiunii de conducere a unui autovehicul fără permis de conducere. La Centrul Cultural din Comuna Dofteana a avut loc ceremonia festivă, în cadrul căreia noul Consiliu Local, dar și primarul Ioan Bujor, a depus jurământul pentru un nou mandat de primar. La eveniment a fost prezent reprezentantul prefecturii Anca Didone Mătăsaru, președintele CJ Cristina Breahna Pravăț, europarlamentarul Dragoș Benea, dar și mulți alți parlamentari băcăuani. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Dofteana. Așa să ne ajute Dumnezeu! Datorită, și o spun în sens pozitiv, judecătorii Ionești care, și procedurilor care au mers puțin mai greu pe zona aceasta, dar eu o spun în sens pozitiv și mă bucur de acest lucru, pentru că sunt foarte multe primării în această zonă, în zona de, să zicem, sud-vest a județului, cu răsier vorbind, care au evenimente de acest gen programate, au avut ieri, mai sunt și astăzi foarte multe mașini și mâine. Și astfel am putut și eu să particip la acest eveniment important și din viața comunității, și din viața partidului, și din viața celui care a câștigat sufragiile a peste 70% dintre oameni. Și sigur că aș dori ideal ar fi să merg la toți, pentru că țin la toți, apreciez muncă la toți edilii PSD care au câștigat sau care au câștigat din opoziție, și mi-aș fi dorit să particip la toate, fizic e mai greu, dar astăzi am reușit să comprimăm și Oravăie și Sângulen și Târgu Drotuș și Dofteana și urmează Cașinul și Bereșa Zlău și de asta încerc scuze că să plec mai repede. La Dofteana
spre deosebire de alte localități, chiar mai fost în ultimii 4 ani. Mă bucur că ne-ai eu nesănătos și încep al 5-lea mandat. Am preluat conducerea pe tabela de marcaj în fața PD-ului, avem 3 mandate noi cu Neaion, 3 la noi. Am trecut pragul psihologic. Emoționată, președintele Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahna-Pravăț, a transmis un mesaj de felicitare către comunitatea locală pentru proiectele începute pentru dezvoltarea comunității. Mă bucur să mă aflu din nou în mijlocul dumneavoastră, o comunitate care, spun eu, l-a însuflețit pe domnul primar Ioan Bujor în toate demersurile de dezvoltare ale acestei comunități. Spune că omul sfințește locul și nu locul îl sfințește pe om. Și, într-adevăr, aici, la dumneavoastră, omul, gospodarul, spun eu, specialistul în ale administrației, domnul primar Ioan Bujor, a sfințit comunitatea aceasta prin toate proiectele deosebite pe care le-a derulat. Dar cred că și dumneavoastră, stimați cetățeni ai Comunii Dofteana, l-ați însuflețit pe domnul primar Ioan Bujor, pentru că vă cunosc, sunteți oameni deosebiți, oameni înțelepți. Nu știu dacă v-am spus, eu am un mentor la Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău, ne-am intrat în al 20-lea de activitate, un mentor care provine din comunitatea dumneavoastră, un cadru didactic, șef de promoție, care mi-a fost model acolo la universitate. Domnișoara profesoară Rodilă e de aici, din comuna dumneavoastră, și știu că, așa cum dumneaei are o calitate profesională deosebită, mulți dintre dumneavoastră, dacă nu toți dintre dumneavoastră, aveți o înțelepciune a parte. Și, prin urmare, nu puteați fi binecuvântați, ca să spun așa, decât cu un primar la domnul primar Ioan Bujor. Viceprimarul Comunei Dofteana, Dana Camară, a ținut să mulțumească primarul Ioan Bujor pentru frumoasa și rodnica colaborare avută timp de 14 ani. Sunt în fața dumneavoastră și am mare emoție. Și mă întrebați de ce. Pentru că astăzi, tatăl meu spiritual, domnul primar Bujor, m-a dus în fața buletinului. Pentru că am 14 ani, de când sunt alături de domnia sa, în primăria Comunei Dofteana. Sunt onorată și totodată mândră că am făcut și fac parte din echipa domniei sale. Știți că există un proverb, la umbra marelor copaci nu crește nimic. Vă contrazic total și vă spun și de ce. Pentru că Stejarul Bujor nu și-a lăsat cremile să crească doar în sus. Și le-a deschis în stânga, în dreapta, în față, în spate, ca să pătrundă soarele. Să pătrundă soarele, să putem crește și noi, consilierii locali care am făcut parte și facem parte din echipa dumneavoastră, comunitatea dofteana care înflorește în fiecare zi. Pentru că dacă nu este nimic, cu lumină, cu soare, cu căldură și cu îngăduința lui Dumnezeu, nu suntem nimic pe pământ. În funcție suntem vremelnici, suntem trecători. Dar ceea ce lăsăm în urma noastră lasă urme foarte adânci peste timp. Și urma aceasta este cea pe care o vedem, ceea ce se realizează în comună, dar mai înainte de toate este acea privire, acel accept, acea mulțumire, acel vot de încredere pe care cetățenii Comunei Dofteana ni l-au dat din 4 în 4 ani. Echipa Comunei este mare. Implică atât cetățenii Comunei Dofteana, implică consilierii locali de astăzi, implică personalitățile care ne sunt prieteni de la județ, înseamnă cu toții oameni și oamenii obișnuiți, cum suntem noi, chiar dacă unii dintre noi suntem oameni, sunteți oameni cu majusculă, nu putem face lucruri decât numai și numai împreună și împreună să fim o echipă. Ceea ce astăzi echipa Consiliului Local a venit în fața dumneavoastră, îmi doresc ca ceea ce ați depus prin jurământ să se și concretizeze, îmi doresc ca alături de colegii mei, reprezentanța formațiunii PSD, dar și dumneavoastră cei din formațiunile diferite politice, să ne fiți prieteni, să fim cu toții prieteni și să ne respectăm întru totul jurământul și, într-adevăr, așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare.
Oneștiul a îmbrăcat zilele trecute haine de sărbătoare, căci primarul Adrian Jilcu a depus jurământul de credință pentru mandatul de primar în fața noului Consiliu Local al orașului Onești. La eveniment a fost prezent prefectul Claudiu Ilișanu, președintele Consiliului Județean Bacău, dar și vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, Gelu Panfil, europarlamentarul Dragoș Benea, dar și mulți alții. În primul rând, felicitări domnului primar Adrian Jilcu pentru investirea în funcția de primar, felicitări doamnelor și domnilor consilieri locali care aici în municipiul Ionești sper eu să facă echipă cu executivul din primăria municipiului Ionești, astfel încât municipiul Ionești să meargă în continuare pe drumul pe care domnul primar Laurențiu Nechină l-a așezat. Pentru că aici la Ionești vorbim despre un parteneriat, un parteneriat pe care și l-a asumat domnul primar Laurențiu Nechină în urmă cu mai mulți ani, un parteneriat cu viceprimarul Adrian Jilcu de atunci, cu echipa de consilier local, cu echipa din cadrul Consiliului Județean, pentru că știți că foarte multe proiecte au fost derulate la nivelul municipiului Ionești cu sprijin direct din partea Consiliului Județean Bacău. După felicitări, dați-mi voie să mă adresez oneștenilor, în principal celor 7069 de oneșteni care au avut încredere în mine pe 9 iunie și mi-am acordat votul dumnealor. Îmi doresc ca în echipă cu domnul primar Adrian Jilcu, în echipă cu domnul Laurențiu Nechină, în echipă cu executivul din primăria municipiului Ionești, dar și cu executivul din Consiliul Județean Bacău și cu legislativul din Consiliul Județean Bacău, împreună cu colegii din echipa social-democrată, să nu-i dezamăgim. Astfel încât în 2028, atunci când eu sau alți colegi își vor depune candidaturile în plan local, să cuantificăm aici la Ionești, repet, și mai multe voturi. Pentru că cu o oarecare lipsă de modestie, considerăm că avem o echipă competentă, cu disponibilitate crescută la efort, empatică în raport cu cetățenii, o echipă care, repet, întotdeauna a mers pe un drum constructiv. Niciodată nu s-a angajat în conflicte sterile care să ducă la o menținere într-o zonă de dezvoltare a municipiului. Știți foarte bine, dacă realizăm o comparație cu municipiul Reședință de Județ, cu municipiul Bacău, acolo 4 ani aferenți mandatului trecut au fost pierduți în tot felul de conflicte, în războaie sterile și să știți că municipiul Bacău a pierdut foarte mult și până la urmă, evident, nu am putut cuantifica rezultatele pe care la Onești aici, administrația locală, repet, condusă de primarul de atunci, Laurențiu Nechină, dar și de viceprimarul Adrian Jilcu, le-au cuantificat. Încep prin a mulțumi foarte mult. Am două categorii de oameni care vreau să le mulțumesc. În primul rând vreau să le mulțumesc foarte mult celor care ne-au susținut în acest demers cu capcanele lui și vorbesc de aproape 8.000 de oneșteni și să le mulțumesc mult și celor de alți 20% care, din rațiuni pe care le înțeleg, au înțeles să stea în dubiu la alegerile locale din iunie anul acesta, pentru că nu e un secret pentru nimeni. Dacă domnul Laurențiu Nechină era candidat din partea unei formațiuni politice rezonabile, cu siguranță avea o favorabilitate de peste 70%. Sunt convins că acest lucru se întâmpla dacă era și din partea Partidului Social Democrat. Fără susținerea acestor 8.000 de oameni, astăzi poate Oneștiul ar fi intrat într-o aventură. Și de aceea eu înțeleg momentele festive, dar nu mă feresc să spun totuși lucrurile pe nume, pentru că altfel ne furăm căciula cu toții. Vreau să-i mulțumesc și domnului Laurențiu Nechină pentru parteneriatul politic-administrativ pe care l-am convenit cu toții în 2021. Mie îmi place cum foarte mulți aveau grijă noastră și a mea și a domnului Nechină începând cu 29 martie până pe 9 iunie. Și mai apropiați și mai îndepărtați și adversarii noștri ne purtau de grijă că o să pierdem, că o să ne rupem gâtul, că nu știu ce... Foarte mulți grijulii am avut în Onești și eu și domnul Nechină. Până la urmă i-am dezamăgit, pentru că, totuși, de multe putem fi acuzați și eu și domnul Nechină,
nu ne poate acuza nimeni că suntem fiind mediu prieteni de familie, are fiind de la alte partide, domnul Nighină, la PSD n-are. În schimb, suntem doi oameni de onoare, că tot se folosește acest cuvânt, pentru că și o să ducă undeva în derizoriu unii politicieni. Am fost doi oameni de onoare care pentru strângere de mână în 2021 am înțeles să mergem mai departe și când ne-a fost greu. Și sigur că dincolo de nedreptatea situației, să plătești de două ori pentru aceeași faptă, nu spune nimeni să nu plătești pentru o greșeală, dar de două ori pentru aceeași greșeală e cam exagerat și întâmplător sau nu, eu nu prea cred în coincidențe. Cu câteva zile înainte de depunerea candidaturilor pentru startul campaniei electorale. Sigur, într-un moment de maximă luciditate și responsabilitate și sper surprinderea multora și scopoarea multora și fericirea altora, dar infirmat în interior, domnul Neghină a înțeles să facă pașii necesari astfel încât să deblocheze candidatura pentru domnul Jilcu. Nimic mai surprinzător pentru mulți, dar nimic mai firesc. De ce? Pentru că, totuși, viceprimarul mâna dreaptă a dânsului în administrația în mandatul de succes 2020-2024 a fost domnul Adrian Jilcu. Dacă l-a ales ca om de încredere și capabilitățile pe care le are în 2020, de ce n-ar fi mers până la noi în 2024? Ceremonie emoționantă cu participare numeroasă a fost și în comuna Gura Văii, când Silviu Tinei a depus jurământul de credință în fața noului Consiliu Local. La eveniment a fost prezent reprezentantul prefecturii Anca Didone Mătăsaru, vicepreședintele Consiliului Județean Bacău Gelu Panfil, europarlamentarul Dragoș Benea, dar și mulți alții. M-am gândit atât de mult ce să vă spun, încât n-am dormit o oră noapte. Recunosc că față de 2020, nu știu din ce cauză, am mult mai mari emoții la ședința ceremonială de investire. Nu cunosc cauza. În schimb, mi-am adus aminte un lucru, că nu m-ați votat ca să spun. M-ați votat ca să fac. Și asta este crezul pe care astăzi îl împărtășesc cu dumneavoastră, prin jurământul pe care l-am depus, că voi continua să fac ceea ce am început să fac. Că am făcut bine, au spus 84% din cetățenii comunei Gura Văii, pe care nu-mi doresc să-i dezamăgesc și îmi doresc ca să le recâștig an de an încrederea prin faptele care vor vorbi pentru mine. Nu vreau să mă întorc în trecut. Urăsc trecutul, mai ales al comunei Gura Văii. Îl cunoaștem cu toții, știm unde eram în 2020 și nu e nevoie să ne reamintim. Știm ce loc ocupam la nivelul județului Bacău, cu privire la condițiile de trai, la gradul de dezvoltare, la imaginea pe care o avea comuna Gura Văii în exteriorul ei. A venit anul 2020 și lucrurile zic eu că au început să se schimbe, având în spate triunghiul complet după alegerile din 2020, primărie, Consiliul Județean, Parlamentul României, care a fost decisiv în întoarcerea comunei de la subdezvoltare cu fața către lumină. De aceea mă văd obligat să spun pentru prima dată, în mod oficial și într-un cadru oficial, bună ziua și bine ați venit, fără să vă fugărească nimeni, domnule președinte Dragoș Benea, la nivelul comunei Gura Văii. E prima dată când ne întâlnim într-un cadru oficial. Le-am văzut în campanie, ne-am văzut pe stradă, mai puțin la un moment oficial. Așa a fost să fie. Deși vă mărturisesc că în ultimii 4 ani nu cred că am vorbit de mai mult de 7 ori cu domnul președinte, am simțit un vânt extrem de favorabil în pânzele bărcii numite Gura Văii, pe drumul spre ape mai liniștite. De unul singur e mai greu să răzbești sau să reușești, dar cu toate acestea, pentru Gura Văii, Silviu Tinei este omul providențial. Și știu ce vorbesc. În comuna asta, după Revoluție, nu s-a întâmplat nimic bun. S-au întâmplat numai lucruri negative. Și, practic, comuna a bătut pasul pe loc și
s-a dezvoltat așa cât a putut să se dezvolte din inerție, pentru că în rest a fost o jumuleală totală. De asta spun că în 2020 Silviu Tinei a fost omul providențial. Sigur, îmi amintesc și încă nu venise pandemia și cu ajutorul Gelu Panfil am reușit să ne cunoaștem și să stabilim o punte de comunicare și relație de încredere, care în timp s-a dezvoltat natural, organic, firesc, fără mari eforturi. Evident că trebuie să le mulțumim și celor 800 de oameni care l-au votat pe Silviu în 2020, le-aș mulțumi și celor care l-au votat în 2024, dar totuși după 4 ani în care a pus relansarea Comunei Gura Văii pe primul loc, pe al doilea, pe al treilea și de-abia după aia, probabil, familia, probabil. Paranteză aici, vestea bună e că m-am întâlnit cu doamna Tinei, nu o cunoșteam, am cunoscut-o astăzi. Bine că există doamna Tinei, că la cât timp alocă familiei, te poți trezi burlac într-o dimineață. Că nu poți să stai, să aloci 7 zile din 7 comunității, sau poți să o faci, dar există un decont și faptul că acasă și în familie a găsit înțelegere, cred că a fost un alt soi de energie care l-a ținut pe picioare pe Silviu, pentru că a făcut eforturi colosale. În memoria vânătorilor de munte, a eroismului și curajului lor, în fiecare an de ziua lor, primăria orașului Târgu Ocna, împreună cu unitatea militară Batalionul 22, sub comanda domnului locotenent colonel Maricel Șelaru și cu sprijinul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare, alături de celelalte unități de învățământ și de preacucernicii părinți, a fost organizat un ceremonial de cinstire, dar și de a transmite căldurosul mesaj de la mulți ani celor ce în acest timp activau sub însemnele Florii de Colț. Astăzi la Târgu Ocna ducem tradiția mai departe, organizând al 19-lea eveniment de aducere a unui pios omagiu eroilor neamului României, oriunde au căzut la datorie, și pentru a cinsti arma vânătorilor de munte, care peste 2 zile, pe 3 noiembrie, își servează ziua oficială. La mulți ani, dragi militari ai Armatei Române, vânători de munte! Iată că și timpul este alături de noi, prezența dumneavoastră aici, în piațeta Costache Negri, din fața primăriei, ne onorează, ne responsabilizează și totodată ne bucură. Într-o zi deosebită, așa cum este astăzi, avem oaspeți de seamă. Oaspeți, frații ai noștri, de dincolo de Prut, de lângă acea linie care a fost trasată la un moment dat, sunt reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale de lângă Chișinău, este aici primarul localității Bubuieci, care aparține de municipiul Chișinău, și totodată domnul Alexei Percemle, pe care îl felicităm și mulțumim că astăzi, înainte de a începe acest eveniment, am semnat un acord de înfrățire între localitățile noastre. Acest acord să dăinuie în timp. De asemenea, ne onorează cu prezența o delegație importantă a municipiului Chișinău. Este vorba de domnul pretor a sectorului Buiucan, municipiul Chișinău, domnul Vasile, și colegul său, domnul vicepretor, domnul Victor Poiană. Emoții. Cu toții vedem că orașul Târgu Ocna, alături de locuitori, alături de frumoasele și valoroasele resurse, este vizitat de cât mai mulți turiști din țară, dar și din Republica Moldova. Vedem peste tot, la Salina, în parc, în toate celelalte obiective ale orașului care le punem la dispoziție din punct de vedere turistic, sunt aglomerate, ceea ce ne bucură. Vă doresc, dragi militari, astăzi, în această zi minunată, la mulți ani, tradiția să meargă mai departe, să fiți sănătoși, să reprezentați cu cinste
drapelul tricolor oriunde veți vă va trimite România. Felicitări și la mulți ani! Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 9 noiembrie, vremea înregistrează o ușoară tendință de răcire. Cerul va fi noros, maxima zilei ajunge până la 7 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 4 grade Celsius. Duminică 10 noiembrie, vremea se menține rece. Cerul va fi acoperit de nori, pe alocuri pot să apară izolat adverse de ploaie. Maxima zilei nu va trece de 8 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 1 grad Celsius. Luni, 11 noiembrie, vremea se mai încălzește. Cerul va fi parțial senin, maxima zilei va ajunge până la 9 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 0 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți în continuare alături de noi. La revedere!